Sfântul Gheorghe joi și astăzi a fost un match așa. Slab în prima repriză, al doilea un pic mai bine, dar în generale un match unde nu am făcut, n-am contat acolo și al doilea repriză mai bine, dar în generale un match che nu am pierdut și au fost mai buni asta de la FCSB. Mă simt extrem de afectat de, probabil, de maniera de joc. Am văzut schimbările la pauză, l-ați pus acolo pe Matei. Nu e chestia, nu, dar nu e chestia de schimbare la pauză, pentru că cum am jucat prima repriză, n-a fost, am intrat probabil, nu știu, presiune. Poate că presiune ne-a un pic apasat, cum se spune, apasat un pic, pentru că am intrat așa cu teama, n-am ținut mingea deloc și asta, din păcate, s-a simțit și... Da. Și... Așa a fost. Al doilea repriză un pic mai bine, dar în generale noi acum trebuie să ne gândim numai la meci de joi și gata. Ați fost conectați și la partida din cealaltă parte? Sau le-ați interzis jucătorilor să afle în timpul meciului? Nu, jucătorii nu stau nimic. Eu am auzit cineva de pe bancă, mi-a zis că am înțeles că ultimele 10 minute am aflat, nu ne-am gândit deloc la meciul de Craiova, pentru că oricum nu trebuia să facem așa. Schimbări multe după ce ați văzut astăzi pentru următoarea partidă? O vedem. Acum am lot unde pot să aleg jucătorii pentru această finale. E adevărat, o finale incredibilă, pentru că noi oricum avem și numai o victorie, pentru că o remiză ne dă jos și atunci... Recunosc că n-am mai trecut de multe ori pe lângă vestiarul dumneavoastră, dar la pauză s-au auzit țipete mari din vestiar. Ați fost mai dur ca de obicei? Nu, n-am fost cu băieții, am discutat, dar nu nimic de extraordinar, sincer, nu. Normal că am văzut prima repriză un pic așa, probabil, repete, presiune ne-a passat. Am scot un pic băieții, dar după al doilea repriză a mers mai bine meciul, dar în generale se putea pierde și acasă cu FCSB aici în deplasare. Considerați că echipa dumneavoastră merită să fie în play-off după ultimele evoluții? Noi n-am făcut așa, de când am revenit după Rapidul, adică 9 meciuri așa de bune, ca un joc cum am propus pe la Crăciun, dar puncte l-am făcut, pentru că nu am făcut multe puncte acum, dar înainte l-am făcut, pentru că dacă suntem încă acolo, ne gândim, suntem încă acolo și avem șansa măcar cu o victoria de a ajunge în play-off, înseamnă că echipa merită și echipa merită de a juca în play-off. Vă mulțumesc. Ok, mersi.